Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii, dezbaterea zilei. Astăzi vom discuta despre relațiile de muncă, da, despre, putem spune despre relațiile de muncă, despre relațiile contractuale de muncă și acolo unde este cazul și o să vedeți despre relațiile de muncă fără contract. O să vedeți despre ce se vorba pe parcursul discuției cu invitatul meu, domnul Costel Groșda, inspector șef la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași. Bună ziua, domnul Groșda, bine ați revenit în platoul noastră. Bună ziua, salut telespectatorii dumneavoastră și aș vrea să vă mulțumesc că, că m-ați invitat pentru că, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, cred că oamenii vor să audă pe limba lor, ca să spunem ce riscă și ce ar trebui să facă uh, în contextul în care uh, nu, nu le sunt respectate, uh, să spunem, clauzele contractuale din contractul de muncă, uh, ce riscă ei în contextul în care nu citesc un contract de muncă și uh, tot ce înseamnă riscuri privind relațiile de muncă și nu numai vorbim de relații de muncă, o să, dacă o să avem timp o să discutăm puțin și despre riscurile de securitate, sănătate, muncă, având în vedere chiar ultimul eveniment care s-a petrecut ieri. Bun, domnule inspector, haideți să începem în felul următor. Câte controle a făcut ITM-ul în această prima jumătate a anului 2024? Inspecția muncii a demarat săptămânal, în fiecare județ controle în anumite domenii de activitate. Ca și exemplu, vorbim de horeica, vorbim de zona construcțiilor, vorbim de zona de delivery, vorbim de transportatori. Am cuprins destul de multe domenii de activitate. Am avut pe cele două compartimente relații de muncă, control relații de muncă și control securitate sănătate muncă, încheiate peste 2000 de uh, acte de control, 2200, 2300. Din păcate sau nu, aș vrea să spun că ca și sancțiuni Uh, am ajuns la jumătatea anului de a, la aproximativ uh, depășim 2 milioane de lei sancțiuni și în domeniul relațiilor de muncă, și în domeniul uh, securității, sănătății muncă. Vreau să încep cu chestia asta având în, în vedere faptul că Inspectoratul Teritorial de Muncă, ca și obiective principale, le are identificarea muncii fără forme legale, cum ați început și dumneavoastră. Vorbim de plata drepturilor salariale, vorbim de identificarea muncii la gri. Și uh, am mai discutat într-o emisiune de-a dumneavoastră vis a -vis de munca la gri și riscurile la care se supun persoanele care acceptă să muncească la gri sau acei bani la plic, pe care uh -huh. știm că -i unii, să spunem, unele firme practică această, această dacă o putem noi, activitate, și zona de securitate, sănătate, muncă, unde urmărim cu siguranță protecția muncii și aici mă refer la, în primul și în primul rând, la portarea echipamentului de protecție. Pentru că sunt evenimente care angajatorii în contextul în care, eu știu, nu respectă, că până la urmă vorbim de nerespectarea acestor reguli, efectiv se le ignoră le ignoră și se finalizează din păcate cu traume, tragedii în familii și în momentul ăla vin și spun noi ce facem acum? Acum e prea târziu. Dacă respectam cadrul legal, dacă respectăm minima de protecție a muncii, poate nu s ajungeau la o tra tragedie, o să-mi permiteți să, să vă dau exemplu numai cel de ieri. Unde am fost la un accident de muncă, ieri? Ieri, da. Am fost la un accident de muncă unde am văzut ce să vă spun, un film de groază. Atât pot să vă spun. Un accident de muncă complicat și din păcate unii oameni nu înțeleg. Anumite aspecte. Bun. Haideți, totuși, să, să revenim puțin la munca la negru. Se mai practică în 2024 munca la negru. Uh, la fel spun din păcate, din păcate, pentru că și eu știu intenția noastră ca și instituții, vorbim de și normativele europene, mergem spre eradicarea muncii la negru. Dar cu siguranță mai avem mult până acolo. Pentru că e vorba de, în primul rând, de educație. Omul trebuie să înțeleagă că în momentul în care merge la un angajator, el trebuie să știe că Nu pot lucra fără să semnez un contract de muncă. De obicei, știți, cât se înțeleg, totul e bine și frumos. Angajatorul își primește bani, angajatorul e mulțumit că nu mai plătește și el la, la, la stat și așa mai departe, și se ajunge la un conflict de muncă, și în momentul acela încep reclamațiile. Aș vrea să le spunem ascultător, telespectatorilor dumneavoastră că inspectorul de muncă poate identifica o persoană care muncește în ziua respectivă. Adică el merge în control, îl identifică, îl verifică dacă are sau nu un contract de muncă sau dacă are elemente clare. Pentru că altfel sunt persoane care reclamă și spun am muncit acum o lună de zile la un patron, nu mi-a dat bani. Trebuie să venim cu niște dovezi justificative, pentru că în momentul în care noi întocmim un proces verbal în care sancționăm un angajator privind primirea la muncă a unei persoane fără a semna un contract de muncă și sancțiunea este de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată, în momentul ăla trebuie să avem probe. Pentru probe. că altfel angajatorul se duce în instanță, instanță și... și, din păcate, instanța anulează acel proces verbal și, să spunem, risc, inspectorul de muncă riscă imputarea acelor cheltuieli de judecată, având în vedere faptul că nu a avut toate elementele necesare să poată proba acea, acea sancțiune. De asta încercăm să le spunem oamenilor că e bine în momentul în care mă duc la un angajator și el îmi promite că o să-mi facă contract de muncă, în momentul ăla trebuie să ajung la ITM. Trebuie să dau date IT-ului, în așa fel încât să știu că el într-o zi lucrează acolo, eu să mă duc acolo, să-l pot identifica, și în momentul ăla uh, angajatorul cu siguranță va fi sancționat. Plus măsuri uh, complementare. complementare. Și aici mă refer la întocmirea contractelor de muncă. Bun, dar acum vă întreb un lucru, pentru că inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă au descoperit diferite situații și un om care este angajat la negru l-au identificat în ziua în care a cum plătește angajatorul cum justifică suma de bani pe care i-o da angajatului fără contract de muncă că e, e, e evaziune fiscală este, nu? este aceeași discuție ca și munca la gri sau uh, uh, munca la sau plata drepturilor salariale o parte la plic, vorbim de, cu siguranță, el găsește, să spunem, modalități de a scoate bani din, din societate pentru a-l plăti la negru. Acum, ca și activitate, Inspectoratul teritorial de Muncă nu verifică. Da, se oprește fiscal. numai să vadă dacă este vorbim contract doar de muncă Vorbim doar dacă sau nu. Acel, acel contract de muncă este, este, să spunem, activ și, în același timp, Uh, îi sunt plătite drepturile salariale conform contractului de muncă. Uh, Domnule inspector, ce se întâmplă, doamne ferește, și bat în lemn, nu în masă, că nu e bine, se întâmplă un accident de muncă cu o persoană care nu are contract de muncă? Uh, din punct de vedere a Inspectoratului Teritorial de Muncă, în momentul în care o persoană este identificată să spunem. Se întâmplă un accident de muncă. Să luăm un accident de muncă ușor, da? care are până la trei, să spunem, de 3 la 3 zile la, de peste 3 zile de concediu medical, dar până nu vorbim de. Cazuri penale. cazuri în care persoana respectivă rămâne invalidă sau ferească Dumnezeu a decedat. În contextul în care acea persoană când identificăm pentru că aici este iar o problemă angajatori au obligativitatea ca în 24 de ore să declare un accident de muncă. Având în vedere faptul că este o persoană care nu are un contract de muncă... Nu-l anunță. Nu-l anunță. Bun, dar atunci vă dau altfel exemplu. Stați o că aha, sunt pregătit. Da. Persoana fără contract de muncă, la, haideți să luăm domeniul Horeca, la bucătărie acolo, s-a stropit cu ulei și are o arsură foarte mare, vine salvarea și le și duce la da. spital, că nu stă așa. Ăla de pe salvare întreabă, bă nene, timpul serviciului și ăla săracul nebunii, da! Salvarea da, nu este obligată să anunțe aici, ba da? Deci ah. să știți că cei de la UPU în principiu ne anunță, vorbim și cei de la Inspectoratul de Situații de Urgență, unde chiar le mulțumesc pe această cale, că de fiecare dată când au situații ne anunță. Din punctul ăsta, acolo se deschide un dosar de cercetare și implicit se începe și verificarea acelui angajator privind relațiile de muncă. În contextul în care cu siguranță avem elemente deja, da? Acea persoană era acolo la momentul în care da. uh, salvarea uh, a venit la fața locului și a acordat îngrijiri medicale uh, ceilalți colegi. Pentru că ce se întâmplă? Colegii noștri n-aș vrea să devolg să spunem niște secrete că ne auzi și, 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 și angajatori. Nu, ne auzi și angajatori. Și nu e bine, și da. Și nu e bine. Dar să știți că colegii noștri în principiu uh, au modalități de a verifica, să spunem, încrucișat, dacă le putem vorbi așa. Pentru că nu luăm doar o singură fișă când mergem și verificăm un angajator, le luăm mai multe fișe. Acele fișe de identificare constituie niște elemente în care pot identifica anumite persoane. Pentru că, vă dau un exemplu, fișa este publică până la urmă, la final, colegul nostru întreabă acea persoană care este identificată în fișă, alți colegi, cum îi cheamă. Corect, da. da. Și, atunci... e, și în momentul la strângem cu siguranță elemente. Plus că cu un dosar de cercetare vorbim de niște declarații a unor persoane care erau în în apropiere. Nu, în apropiere. Și atunci, uh, cu siguranță, uh, Inspectoratul Teritorial de Muncă uh, sancționează pe munca la negru cu, să, cu, cu amendă, dar aș vrea să fac o, 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 o completare. Inspectoratul Teritorial de Muncă cercetează evenimentele care sunt cu invaliditate sau cu deces. Vorbim de accidentele ușoare, da? Uh, cercetarea o face angajatorul. Bun. Cu firma sau cu Bun. persoana desemnată Bun, haideți de atunci lei. să revenim ex... Revenim la exemplu acesta O arsură gravă Care necesită niște zile de spitalizare Am înțeles Angajatorul va fi sancționat Da. Clar, amendă 20.000 de lei Plus acum, măsura, plus acum măsura... În care acea persoană să îi se întocmească Contractul de muncă Nu din ziua în care noi am fost Și acum, de când, a... de când declara acea persoană Că lucrează Bun, și acum vă întreb eu Înțeleg că angajatorul sancționat pentru că nu a respectat legea, dar angajatul pentru Angajator, că a acceptat. Ia, vorbim situația iar de aceleași situații de, de risc și vorbim iar de sancțiunea angajatului. Un angajat care este identificat că nu a semnat un contract de muncă poate fi sancționat cu amendă de până la 1000 de lei. Am mai spus-o chiar și în emisiunile anterioare. Inspectoratul a început să sancționeze și, și să spunem, această. Categorie, categorie, angajații. Aceste angajați. Dar trebuie să vedem un singur lucru. În momentul în care acea persoană a solicitat, el. Știți ce se întâmplă? El spune, el, prin declarația pe care nouă ne-o dăm, fișa care. el o ca contract. Scrie că. N-a semnat contract de muncă, da? Sau scrie am semnat contract de muncă. momentul în care el spune am semnat un contract de muncă, înseamnă că el a semnat niște documente. Deci, din punctul nostru de vedere, nu poate fi atât de vinovat. Pentru că angajatorul, cu rea credință, poate nu i-a transmis acel, dos, acel contract în, în Registrul de Evidență a Salariaților sau. Da, la a anulat, să eu știu, și atunci nu a, poate fi sancționat. Da, 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 Dar în momentul în da, care da. spune nu a însemnat un contract de muncă, cu siguranță angajatorul riscă amendă sancțiunea între, deci e până la 1000 de lei, vorbim de jumătate în 500, a, zile, 500 de lei. Sancțiune care de foarte multe ori, credeți-mă că nu sunt plătite, pentru că aș vrea să mai spun un lucru, nu identificăm persoane care cunosc cadrul legal. Voi identificăm persoane care nu cunosc cadrul legal. Sau au vorba noastră a românului, merge așa -a. și așa. Și din păcate nu chiar da, merge. Acum, vreau să vă întreb un lucru. Care sunt domeniile în care mai există muncă la negru? A spus că a fost aproape 2 milioane de sancțiuni, presupun că o parte din sancțiuni a fost și pentru munca la negru. Din păcate, da. Aș vrea să spun că suntem cumva sau în top ca și domenii de activitate, s-au depășit construcțiile, vorbim de zona Horeica. Horeca. Horeca este mai sus de decât domenii construcții, munca la negru? Ca și identifică identificări pe care mm -hmm. Inspectoratul Teritorial de Muncă le-a făcut. Aș vrea să, să le expun o situație telespectatorilor. Eu, ca și persoană fizică, închiriez o sală da? de la un de la un chiriaș vreau să fac o petrecere. Da. Uh, persoana, uh, 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 cel care deține sala el mi-o închiriază fără personal. Corect. Da? Bun. Uh, de obicei așa se întâmplă. Eu vă spun ce se întâmplă. Deși acel personal lucrează la... la Dar lucrează Respectiv. Uh, iar uh, doar uh, să spunem... Că sezonier. Sezonier, da. Uh, de foarte. În momentul în care eu am închiriat sala și vine Inspectoratul Teritorial de Muncă și identifică, și acele persoane spun că eu le-am chemat acolo să, să mă ajute. Da? Este muncă la negru. De ce este muncă la negru? Pentru că este o muncă prestată, remunerată. Eu, ca și persoană fizică, pot fi sancționat de Inspectoratul Teritorial de Muncă că am angajat o persoană fără a întocmi un contract de muncă. Perfect! Exemplu extraordinar. În cazuri de genul acesta, eu, persoana fizică, ce ar trebui să fac pentru a nu fi în neregulă? În, 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 în în, în o des, singură zi ar, am nevoie ar, de ei. Aș vrea ca, ca, ca telespectatorii să cunoască că pot eu, ca persoană fizică, să angajez persoane pe bază de CNP. Deci eu pot angaja o persoană. Un contract de muncă poate să aibă valabilitate de la o zi, da. A, deci ar trebui ca acea persoană fizică ce a închiriat sala și a adunat aibă Să aibă persoane, De vorbim de persoane care sunt, nu vorbim de zilie. Am înțeles. Da? Deci, eu ar trebui Barma, ca să am fac contracte. Așa, mai așa, ar trebui să fac 10 contracte. Că am, nu da, știu La Inspectoratul Teritorial de Muncă fac o solicitare în care solicit o parolă și un ID. Da? Uh, Inspectoratul Teritorial de Muncă, în baza, în baza actului de identitate, poate să-mi uh, elibereze uh, un, o parolă și un ID. Eu, ca și angajator, persoană fizică. Corect. Da? Uh, îi uh, stat de plată, îi fac pontaj Asta Pentru este. o zi. Pentru o zi. Cu alte cuvinte, cel care vrea să-și serbeze ziua de naștere sau, nu știu, o petrecere exact. undeva, are de muncă cu o săptămână înainte, vine la ITM, ia așa, după care începe, după ce s-a... înainte de a începe petrecerea, facem contracte de muncă, facem Acum, pontaje... Cu 24 de ore înainte. Cu 24 de ore înainte. Și transmit. Așa, transmite contractele, trebuie să completeze toate contractele de muncă pe care le trimite. Tot. 10 persoane, deci 10 contracte de muncă, după tot. care, la sfârșit... Face pontaj și zice, dom'le, ai fost 8 ore, 8 ore. Plătesc, așa. Și plătește și dările, toate dările la stat. Da, mi se pare A, În cazul ăsta, nu. E muncă la negru, clar. Într-adevăr, Pot eu ca și persoană să merg la o firmă specializată în care au angajat specializați în domeniul Horeica și atunci din punctul ăsta de vedere eu ca și persoană care am închiriat o sală pentru un eveniment, am încheiat un contract cu o firmă unde au bucătari, o ospătari și așa mai departe, în momentul ăla lucrurile sunt corecte. Bun, vă înțeleg, Persona Dar fizică, eu... Închiriez o sală, i aduc pe da. toți cei așa și vine inspectorat, o sesizare, vine inspectorii de la ITM și zic, dar surudele mele, mă ajută. Nu, haideți să înțelegem un lucru. Nu identificăm și nu sancționăm persoane în care spun că nu sunt remunerate sau, sau momentul persoana în care spune nu, nu sunt remunerată. În momentul în care acea persoană spune că nu este, este remunerată, cu siguranță nu va fi nicio sancțiune. Deci asta este un subrefugiu. Persoana de fizică dar, poate dar, să zică, învață pe toți povești. Aici aici vorbim iar de riscuri la care se supun cei care acceptă aceste lucruri. Pentru că noi ca și inspectorat nu putem, noi nu facem o cercetare. Noi suntem cei care anchetăm niște cazuri da. și așa mai departe. Noi mergem și veghem la respectarea cadrului legal. În momentul în care niște persoane își asumă acest aceste lucruri, trebuie să ne înțelegem că în momentul în care există un accident de muncă, își asumă la fel. După asta, în momentul în care nu va fi plătit, dacă el și-a asumat să muncească fără forme legale și a doua zi de dimineață nu va primi niciun ban, la fel inspectoratul teritorial de muncă nu poate interveni. Pentru că din punctul ăsta de vedere, nu, uh, nu, uh, noi trebuie să avem elemente în care cadrul legal este respectat. Bun. Și acum, suntem spre finalul emisiunii, dar rămânem la sala închiriată. Persoana fizică a închiriat sala, zice, opa, veniți și voi, chelneri, bucătari, barman în fine. Eu trebuie să se veni servește, se servește la masă și invitații acuză o toxinfecție alimentară. Și se duc la spital, și spitalul spune de unde, domnule? Păi de la petrecerea aia. Păi și vine pă, ancheta DSP-ului dar păi, noi, noi am servit aici, am preparat mâncare. Păi, persoana fizică este anunțat și Inspectoratul Teritorial Bănăne, Ăla a avut vreo 10 ospătari care nu sunt angajați cu forme legale. Uite ce s-a întâmplat, o, o nebunie. Acum trebuie să vedem că aceste cercetări pe care le fac cei de la uh, DSP. Uh, Clar, văd de la ce, eu știu, a pornit o anumită toxinfecție alimentară. În contextul în care se constată că de la o persoană care a avut, n-a avut uh, voie să, să intre în bucătărie. Un bucătar care nu s-a uitat la alimente, alimentele poate erau acolo, puțin alterate acolo și bucătarul a fost angajat. Activit, acolo nu mai este activitatea inspectoratului, noi vorbim doar de relații de muncă. Păi, statul de... că bucătarul respectiv. Cel care a închiriat sala a zis săruia care ala, i-a închiriat sala, băi, adum și oamenii tăi care servesc aici nu că vreau să mă ajute în ziua respectivă. Îi plătești eu, nu plătești tu. În momentul ăla, uh, iar, uh, ca și inspectorat, nu am atribuții pentru a vedea dacă acea mâncare nu, nu, nu. Dacă persoana respectivă a. nu a avut contract de muncă pe ziua respectivă, bucătarul. Dar, și atunci din cauza lui... Dar iar vorbim de un element foarte clar. În momentul în care eu știu sigur a lucra... a fost persoana respectivă sau nu acolo. Toți cei prezenți de declară, declară că domnul ăsta a fost bucătarul. În momentul ăla, dacă noi mergem și i-am găsit acolo, pentru că știți ce se întâmplă? Spune identific... munca la negru este definită prin identificarea unei persoane care prestează o muncă fără formi legale. A. Nu a prestat a. o muncă. Deci, dacă nu v-ați dus în ziua respectivă să-l identificați că e fără. Aici, în situația aici este zi foarte e greu. Aici, târziu. este foarte greu ca să putem sancționa, pentru că uh, vorbim de. Dacă avem documente, se, să știți că au fost identificați și au fost sancționate persoane pentru uh, muncă fără forme legale, în contextul în care m-am și am găsit pe stat de plată, fără contract de muncă. A, ah, păi, nu, nu, ăla e clar. Nu, adică, situația aia este clară. Bă, da, ai semnat, că ai primit niște plată, bani. Că, că, da? Okay, unde ții, e contractul de muncă? Angajatorul și-a asumat că acele persoane aveau... Numai că el nu știa că trebuie o transmisie în revisat. Bine, asta cu nu știa <laughs> e da. o chestie Bun. care... Deci, identificându-i în state de plată, identificându-i prin pontaje, un doc, unde sunt documente oficiale, poate fi sancționat un angajator. Un alt aspect, vorbim de semnarea documentelor privind un contract de muncă. Sunt multe elemente care pot cumva proba Munca la negru. Dar inspectorii de muncă sau noi, ca și inspectorat, încercăm să identificăm persoanele care prestează o muncă fără forme legale, pentru că au fost cazuri în care uh, n-a semnat contract de muncă, da? dar a fost plătit, a fost, i s-au plătit dările la stat, i s-a încetat contractul de muncă, numai că nu s-a fost, el nefiind în transmis în revisal, nu i s-a eliberat nici, niciun, dar a fost un contract de muncă care a fost, cum să vă spun, a avut toate elementele, elementele. unui contract de muncă. Și în momentul ăla este muncă, da, este, de fapt, poate fi sancțiune pentru netransmiterea la contract. termen a unui contract de muncă în registrul de evidența salariaților, dar nu putem fi atât de absurd să sancționăm pentru că persoana respectivă și a plătit dările la stat, a a fie că ambele părți și au îndeplinit Am o, înțeles. E o situație din Bun. Domnule inspector șef, mulțumim pentru participarea la, la emisiunea. doamului. și domnule, suntem la finalul acestei ediții 2024. Încă mai sunt persoane care acceptă munca la negru. Uh, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al Inspectoratului Teritorial de Muncă, aceste persoane riscă foarte mult. Nu au niciun drept. Nu ai semnat contract de muncă, nu ai niciun drept. Mai mult decât atât. Toată această perioadă care în care ai lucrat, nu este considerată vechime în câmpul mucii, Nu apare la revisal, nu ai... Dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat un accident, ceva, nu ești persoană nici măcar asigurată. Asta în primul rând. În al doilea rând, oricând angajatorul îți poate încheia contractul de muncă, îți spune, te dulce, la revedere, nu am semnat nimic, nu-ți mai dau niciun ban. De aceea poate că e bine nu numai angajatorii, că angajatorii încearcă tot felul de tertipuri. Este bine dumneavoastră, cei care sunteți angajați sau doriți să fiți angajați, să solicitați semnarea unui contract de muncă. Până data viitoare, cele bune, la revedere!